Armata ucraineană recâștigă 30 de localități din regiunea Harkov. Chiar și așa, invadatorul nu se oprește. În ultimele 24 de ore au avut loc 13 raiduri cu rachete și 23 de lovituri aeriene, iar Rusia nu s-a pronunțat în urma informărilor făcute de ucraineni. Протягом минулої доби ворог завдав 13 ракетних та 23 авіаційних удари по об'єктах на території України. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Великі Проходи, Авдіївка, Невельське, Мар'їнка, Велика Новосілка, Нескучне, Вільне Поле, Полтавка, Малі Щербаки, Білогір'я, Тернові Поди, Благодатне, Сухий Ставок, Костромка та Безіменне. Chiar dacă nu sunt încă învinși, liniile rusești intră în colaps. Noaptea trecută armata s-a retras din Izium și a lăsat în urmă cantități importante de muniție și echipamente. 8 час назад. Это уже вечер. Быстренько меняем колесо. Нужно как можно скорее из Изюма выскочить. Вернуться обратно по единственной артерии, потому что по темноте уже будет, конечно, опасно. Ucraina a ridicat drapelul național peste Kupiansk, orașul care găzduiește principalul nod feroviar prin care au fost aprovizionate forțele ruse din nord-estul Ucrainei. Dacă ambuscada ucrainană i-a agonit din Izium, la Zaporojie, bombardamentele rusești au distrus sursa de alimentare și o centrală electrică importantă din amplasamentul teritoriului nuclear. Shelling has caused a complete blackout in Energodar and compromised the safety operation of the nearby Zaporizhia nuclear power plant. There is now a low chance that reliable off-site power can be restored. The shelling is putting in danger operators and their families,